Pe scurt, extraterestru. Era vineri, ora 8, trebuie să mă trezesc să merg la școală, ajunge să rămân acasă. Peste 10 minute m-am ridicat, dar ochii au rămas închiși. N-am putere să-i deschid. Peste 10 minute am înțeles că eu dorm în picioare. Da, ciudat, mi-a venit o idee genială. Oh, cred că o să mă ajut. O palmă, o altă palmă, nu m-a ajutat să mă trezesc. Trebuie să merg în baie să mă spăl pe față. Până la baie n-am reușit să ajung. Oh, ce doare, oh, m-am trezit, nice. M-am spălat, am băut o cafea și când m-am uitat pe ceas, deja era ora 3. Școala deja s-a terminat. Da, acum într-adevăr părinții mă omoară. Dar vreau doar un pic să mă odihnesc. Măcar vreo săptămână. M-am lăsat în pat și imediat cineva a bătut la ușă. Eu m-am speriat, am fugit în baie, am sunat taticului. Tati, asta tu bați la ușă? Tu ce, nu ești la școală? Eu sunt la toaletă la școală și am crezut că tu bați la școală. What the fuck? Atunci nimic. Eu mai tare m-am speriat, dacă nu-i tate, cine poate să fie? Eu am strigat că nimeni nu e acasă. A început să bată mai tare la ușă. Ce am făcut? Acum necunoscutul știe că în casă este cineva. Repede am mers la bucătărie să găsesc vreo armă. Am luat o lingură. Pentru lingură. Am luat o furculiță. Am deschis ușa și eram gata de o lovitură fatală. Asta nu poate fi adevărat. A fost doar halucinații. Ce halucinații? Ce tu ești eu? Liniștește-te. Eu sunt extraterestru. Am venit pe pământ să te ajut pe tine. Tu nu mai vrei să îmi la școală, da? Eu dorm. Nu, eu nu dorm. Deci azi, în locul tău, eu am fost la școală. Super, dar cum pe tine te cheamă? Pe mine mă cheamă Motans. Deci, Motans, noi mergem să jucăm un pic. Am jucat cu el practic toată ziua. Lui Motans i-a plăcut jocurile noastre pământești. Seara a venit tati și m-a întrebat de ce n-am fost azi la școală. Eu am spus că azi în locul meu a fost Motans la școală. I-am explicat că Motans este un extraterestru și el a venit să mă ajute. Alo, ambulanță, veniți-mi repede, mi-e repede, copilul meu gata cu el. A nebunit cu totul. Tati, uite acolo este extraterestru, nu suna. Acolo nu-i nimeni, nimeni nu-i. Prieteni, găsiți logo Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. 3 comentarii cu răspunsul corect vor apărea în videoul următor. Pe scurt, extraterestru.